Handball Club Zalău a urcat pe locul 5 în Liga Florilor după victoria obținută vineri seară pe teren propriu în fața formației Corona Brașov. Scorul final al partidei a fost 34-29 pentru echipa pregătită de Elena și Gheorghe Tadici, după ce handbalistele zăloane au intrat cu avans de 7 goluri la vestiare la finalul primei reprize, scor 18-11. După 12 etape disputate, HC Zalău încheie turul Ligii Florilor cu 17 puncte, 5 victorii, 2 egaluri și 5 înfrângeri. Pe primul loc se află echipa pregătită de Florentin Pera, HCM Râmnicu Vâlcea, care a obținut maxim de puncte după cele 12 etape. Claudia Constantinescu și-a continuat forma bună pe care a arătat-o la început de an, iar în jocul de vineri s-au mai evidențiat Valentina Panici și extrema Andrada Mihalcea. Zalăul s-a desprins repede la 4 goluri pe tabelă, iar la cabine a intrat cu 18-11. În partea secundă, jocul Zalăului pe faza de apărare nu a mai fost la fel de bun, dar echipa condusă de Tadici și-a păstrat tot timpul un avans de minimum 4 goluri. Da, așa cum am prevăzut și cum am declarat și înainte, a fost un meci dificil, un meci greu, cu atât mai mult cu cât noi a trebuit să jucăm în mare parte cam cu aceeași echipă. Am făcut câteva schimbări doar de un minut, două, trei maximum. Brașovul cu 3-4 jucătoare, după cum știți, în lot, care au trecut pe la Zalău. Știam că vor juca și ele cu ambiție. S-ați văzut o echipă care investește foarte mult. În momentul în care se accidentează o jucătoare, aduce alta. Eu sunt mulțumit pentru că cu jucătoarele noastre practic la un buget aproape jumate cât ele, am reușit să le dominăm în cel puțin în prima repriză, atâta timp cât am avut forță și luciditate. Noi eram mulțumiți și dacă am fi câștigat la un gol sau două goluri, dar la pauză ne-am propus mai mult. Cu poarta care am avut-o astăzi și cu apărătorul central, cu Irimia, care în atac are o evoluție modestă și văd că e din ce în ce mai modestă și în apărare, e greu. Ne-am propus să facem astăzi 17 puncte, să urcăm cel puțin până la terminarea etapei. Probabil că vom urca în clasament 1, 2 sau 3 locuri.